Mâine la această oră, în acest loc și în interiorul acestei instituții, va fi plin de reghineni care vor veni să vadă un spectacol inedit. Mâine la ora 13:30 în sala mare a Casei de Cultură Eugen Nicoară va începe concursul de culturism și fitness, organizat de Federația Română de Culturism și Fitness, de Primăria Municipiului Reghin și de Clubul Sportiv Sebastiano. Deși pe afișul concursului de culturism și fitness, care va avea loc mâine, a fost înscris numele lui Ronnie Rockel, astăzi din avion a coborât cunoscutul sportiv german Marcus Rühl. Acesta este cel mai masiv culturist din lume, participant constant la Mister Olympia. Palmaresul său este impresionant. Culturistul neamț deține locul întâi la Noaptea Campionilor din 2002, iar în 2000 la Toronto Pro a obținut același loc întâi. Este cunoscut ca având cei mai mari umeri din istoria bodybuilding-ului. Cât despre competiția la care va participa mâine la Reghin, Cupa Sebastiano se află la cea de-a doua ediție. Sâmbătă de la ora 13:30, iubitorii sportului pentru mușchi sunt așteptați la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară pentru un show literalmente incendiar. Își vor arăta mușchii peste 150 de culturiști români, bărbați și femei, iar Marcus Rühl va susține și o ședință foto, nu doar o demonstrație de zile mari. Organizatorul Gabi Toncean a declarat că premiile în bani vor fi cele mai consistente acordate vreodată la un concurs de culturism în România. Nu vor lipsi suplimentele nutritive, diplomele și medaliile. Componența juriului este și ea demnă de pomenit. Trei foști campioni mondiale ai culturismului românesc, Monica Mureșan, Petrică Ciorba și Irina Muntean. Prezentator va fi Cristi Neagu, membru în Federația Română de Culturism, profesor de educație fizică și actor. Cele 430 de locuri ale acestei săli așteaptă să fie mâine ocupate de reghineni care iubesc sportul. În spatele meu, pe acea scenă, vor urca fete și băieți care au trupuri armonioase și care au ceva de arătat. Pe lângă concurenți, veți putea urmări și o demonstrație de culturism, veți putea purta discuții și veți putea participa la o sesiune foto. Așadar, vă sugerez să nu ratați un spectacol pe care veți avea ocazia să-l mai vedeți la anul. Concursul de culturism și fitness organizat de Federația Română de Culturism și Fitness, de Primăria Municipiului Reghin și de Clubul Sportiv Sebastiano. Pentru Jurnalul de Reghin, Emeș Ardelean și Marius Tomolea.